Salutare! Bine ați venit aici la New Generation Studio și vrem să vă dăm câteva soluții pentru situația asta în care suntem acum cu toții. Mai întâi vreau să vă zic două, trei cuvinte despre ceea ce avem aici în studio și ceea ce putem să facem. Putem să filmăm cu trei camere, putem să facem un mixaj live, avem microfoane, lavaliere, tot ce trebuie, lumini și avem și un prompter pentru cei care ar avea nevoie de așa ceva. Ce putem să facem de aici? Putem să transmitem emisiuni, putem să transmitem live, putem să facem prezentări de produse, o grămadă de cursuri, seminarii și tot fel de alte evenimente pe o scară mai mică s-au oprit. Poate că tu organizezi un astfel de curs și ai persoane care deja s-au înscris, s-au plătit și acum ai întrebarea asta dacă trebuie să returnezi banii sau ce poți să faci. Vrem să-ți oferim o oportunitate. Ai putea să filmezi sesiunile tale sau cursul tău aici în studio și să transmiți cursul către cei care sunt înscriși în cursul tău, le poți transmite online și în felul ăsta nu va trebui să returnezi banii. Cred că un seminar filmat de o echipă de profesioniști nu va pierde din valoare și poate o să și câștige, pentru că cursantul tău poate să prevadă mesajul, poate să prevadă cursul și așa o să profite mult mai mult. Poate că ai organizat un eveniment și evident nu îl poți ține. Poate că ai plătit deja o chirie la sală unde ai vrut să ții evenimentul. Poate că ai vândut deja bilete și la fel, ești în... Se pune întrebarea asta ce se întâmplă, poate că ai posibilitate să muți evenimentul în nu știm când, dar poate ar fi și o variantă să transmiți acel eveniment online. Există variantă de a muta tot setup-ul pe care îl vezi aici în locație pe care ai închiriat-o și să transmitem de acolo evenimentul online și în felul ăsta evenimentul se ține un pic altfel, dar poate va fi o experiență deosebită pentru cei care au plătit deja. Mai există chestia asta cu prezentări de produse. Cel puțin e mult mai dificil acum să călătorim, nu mai putem ajunge la clienți, mai ales de afară. E greu să ajungi la clienți, păi și mai greu să ajungi la clienți noi. E mult mai dificil să prezinți un produs clienților care sunt afară. Nu mai putem călători sau cel puțin mult mai dificil. Și cum să ajungi la ei? O prezentare unui produs în format video cu grafici, cu explicații, cu detalii și tot ce trebuie te va ajuta să faci asta și în această perioadă. Poate te-ai gândit, ok, nu sună rău, ar fi o idee, ar merita să vedem dacă ar fi o soluție pentru mine. Să zic pe scurt ce canale sunt pentru a face asta. Există YouTube-ul, acolo poți pune videouri, content video pe canalul tău YouTube sau poți să transmiți direct live pe YouTube dacă e vorba de un eveniment. Bineînțeles Facebook-ul, acolo poți încărca videouri
sau și acolo există variante de Facebook Live care are un reach foarte mare. Instagram Live nu neapărat recomandăm. Există și varianta asta de a filma, de a face o prezentare profi, să folosind MailChimp-ul, să pui un link în mailul pe care îl creezi și să trimiți acel mail la clienții tăi. Are beneficiul că poți verifica dacă linkul a fost deschis, poți chiar să vezi cine a deschis linkul respectiv și cine a vizualizat clipul și poți să revii cu un mail și poți să începi o discuție. Mai există aplicații de multi-viewer, Google Hangout, Zoom, Microsoft Teams și multe altele. Sunt vremuri mai diferite, dificile, nu știu cum e pentru voi, dar haideți să avem curaj, să găsim soluții și să continuăm. O să încercăm să mai facem câteva clipuri în acest stil. O să mai încercăm să revenim cu sfaturi practice. Dacă crezi că unul din serviciile despre care am vorbit înainte te-ar ajuta, te rugăm să ne contactezi. Mulțumim mult de atenție și să ne vedem cu bine! Salut!